Aproape jumătate dintre românii cu această boală se ascund din cauza discriminărilor venite din partea societății. Percepția oamenilor asupra acestei boli este de cele mai multe ori una greșită. Ei sunt considerați ca niște persoane inapte care nu pot reuși în viață din cauza bolii de care suferă. O altă problemă cu care pacienții se confruntă este discriminarea, care este determinată de lipsa de cunoștințe, intoleranță, prejudecăți, și este strâns legată de stigmatizare, etichetarea persoanelor. Stigma și discriminarea reprezintă o problemă majoră pentru pacienții cu epilepsie. Ei, nemaiputând duce o viață normală în societate, îi obligă într-un fel să-și ascundă diagnosticul. Din cauza discriminării și a stigmatizării, foarte mulți bolnavi de epilepsie nu au loc de muncă, nu au prieteni și de multe ori până și familia renunță să mai fie alături de ei. Statisticile unui studiu realizat în România arată că numai 11% dintre românii diagnosticați cu epilepsie au un loc de muncă. Sunt 500.000 de români bolnavi de epilepsie, conform estimărilor specialiștilor. Nu se știe niciodată când cineva în jurul tău face o criză și are nevoie de ajutor. Cum poți salva viața unui bolnav și cât de important este să acționezi, aflăm de la specialiști. Se asigure că pacientul nu, prin traumatismul pe care îl suferă, nu pățește ceva rău, de să izoleze capul, limba, să tragă pe cât posibil să elibereze capul, punând capul în extensie, cu o batistă sau cu un obiect, un șervețel, să prindă limba pacientului, capul în extensie și să încerce să tragă limba în afară, în așa fel încât să asigure libertatea căilor aeriene. Următorul pas pe care un nemedic trebuie să-l facă este să anunțe imediat ambulanța sau un medic și pacientul să fie dus cât mai repede în cea mai apropiată unitate sanitară, nu neapărat spital, și într-un dispensar, pentru că un medic și un medic de familie, un medic generalist, trebuie să știe ce are de făcut mai departe într-o astfel de urgență, din punct de vedere medicamentos. Asigurarea libertății căilor respiratorii poate să o facă oricine și este un lucru esențial. Statisticile arată că în România sunt 500.000 de bolnavi de epilepsie. Oamenii trebuie să învețe să accepte și acești bolnavi. Nu trebuie să fie izolați de viața cotidiană.